din ciclu parfumuri diferite menite să șocheze, să atragă atenția asupra ta. Astăzi vă prezint un parfum care exact asta face, șochează efectiv la propriu, pentru că el are un miros foarte diferit, atipic, diferit față de tot ce înseamnă generic, diferit față de tot ce înseamnă trenduri actuale în materie de mirosuri, de parfumuri, pentru că în anul 2022 există un trend anume, cum a existat și în 2021-2020, dar trendul continuă și cei de la Cadlaj, că despre casa asta este vorba, s-au gândit să producă un parfum care să spargă trendurile, care să spargă toate concepțiile când vine vorba de parfumuri și să-ți aducă în fața ta un parfum care efectiv îți dă o stare șocantă de spirit, dar pe cât de șocantă, pe atâta de bună. Astăzi vă prezint un parfum care se numește Oud Pur Sheikh, un nume foarte pompos, un nume care te trimite direct în zona orientală, un nume, hai să spun, diferit față de tot ce se poartă până acum. Rămâi cu mine până la finalul videoclipului și o să vezi exact despre ce este vorba. Vreau să vorbesc puțin astăzi despre un parfum de la Cadlaj, un parfum care aparține gamei Oud Pur, care gamă cuprinde 9 sau 10 flancăre, un parfum numit Oud Pur Sheikh, care are o sticlă foarte grea, cu un capac de tip armă albă, chiar e metal, cu un atomizor extrem de bun, care împrăștie foarte mult suc, și o sticlă foarte grea, cu o bază solidă, o bază extrem de grea, și apropo, sticlele sunt făcute în Italia, deci, din punctul meu de vedere, nu contează țara de proveniență, dar contează eleganța, pentru că aici, în gama asta numită Oud Pur, eleganța chiar este punctul forte. Nu doar eleganța sticlei, ci și eleganța mirosurilor te duc în zona high-end, în zona de nișă a parfumeriei arăbești, de zona de nișă a parfumurilor de la Cadlaj, pentru că da, Oud Pur este o gamă mai premium, este o gamă mai, hai să spun, high-end, deși există și mai high-end de atâta, evident. Dar pentru ceea ce oferă gama asta, pentru ceea ce vrea să descrie ca și mirosuri, ca și zone olfactive, eu o consider o gamă absolut wow, o gamă de vârf. Sunt mai multe flancări în gama asta, amintesc aici Oud Pur Rouge, Musk Pur Narcis, Oud Pur Blueberry, Oud Pur Noble, care Oud Pur Noble este singurul parfum clonă din zona asta, clonă Baccarat Rouge și una dintre cele mai bune clone Baccarat Rouge. Și mai sunt multe alte, Oud Pur Classic. Gama asta pornește cumva de la parfumuri luminoase, cum ar fi Musk Pur Narcis, care este un parfum foarte curat, luminos, de tip detergent, de tip haine spălate, întinse la soare, până la cel mai întunecat parfum, cel mai abraziv, cel mai dur cu simțurile, cel mai neiertător, numit Oud Pur Sheikh. Ăsta este. Foarte bune parfumurile astea, deci practic se trece prin toate zonele de miros, de la mirosuri acuatice până la mirosuri cu adevărat orientale și mirosuri industriale. Pentru că Oud Pur Sheikh face parte, după nasul meu, după simțurile mele, din zona industrială a mirosurilor, din zona non-conformistă, din zona neiertătoare a parfumeriei, o zonă iubită de cunoscători, iubită de oamenii care mai vor și altceva de la parfumerie decât zona generică, zona mainstream, zona de care mulți ne-am plictisit. Asta este adevărul. Oud Pur Sheikh vine cu o notă de piele aici, dar o notă de piele foarte întunecată, o notă de piele industrială, neiertătoare cu simțurile, o notă de tip piele industrială, tăbăcărie, industrie, fabrică de pantofi, de încălțăminte și așa mai departe. Dar pielea respectivă are o notă de ud, care nota de ud ne trimite în zona pur orientală, deci pur arăbească. Chiar și Sami de la Dubai Collection zicea că parfumul Oud Pur Sheikh îl trimite în zona moscheilor. De asemenea, Oud Pur Sheikh mă mai duce și în zona mirosului de cauciuc, asta în paralel cu mirosul industrial și cu mirosul spiritual și așa mai departe. Există și un side effect de miros de cauciuc proeminent, deci chiar se simte. El vine practic de la
nota de mesteacăn, că are și o notă de mesteacăn, simt foarte bine, e distinctivă, în combinație cu nota de ud și nota de piele. Două mirosuri aici care se bat cap în cap, care te trimit în două zone diferite în același timp, fără a fi amestecate. Deci ai mirosul ăla care te duce în zona industrială, de la piele industrială, ai mirosul de ud care te duce în zona meditativă, orientală, spirituală și așa. Nota dominantă a parfumului nu este nota de ud, deși el poartă numele ud purșeic, are notă dominantă de piele. O piele grea, industrială, o piele neiertătoare. Ce mai? El se deschide cu o davana și o bergamotă. Bergamota nu prea se simte și mă deranjează foarte, foarte puțin spre deloc aspectul ăsta. În schimb, se simte foarte bine nota de davana, care davana este o plantă aromatică folosită în aromaterapie, folosită în scopuri de relaxare, meditație, contemplare și așa mai departe. Încă din cele mai vechi timpuri se folosea planta asta și îmi place foarte mult mirosul ăsta. Dar avem și o notă de vetiver care duce parfumul și într-o zonă mai lemnoasă, mai păduroasă. Nu e nici vetiver foarte întunecat, nici un vetiver foarte luminos. El este și atât. Un vetiver foarte bine lucrat. Are notă de ambră vanilată parfumul ăsta. Se simte foarte în fundal. Ea încearcă să pătrundă, să penetreze în compoziție, în sfera asta mare a pielii și a udului, dar nu reușește. Se simte puțin, deci se simte puțin că este o notă care vrea să îndulcească, să îmblânzească, să domolească parfum, ambra asta vanilată, de tip chilimbar. Dar nu poate. Nu poate pentru că pielea este dură, agresivă, agasantă, nu lasă, nu permite ambrei să facă ce vrea. Pentru că pielea, aici fiind nota dominantă, face legea. Bineînțeles, udul fiind ceva mai puternic, se bate cap la cap cu nota de piele, dar nici udul nu reușește să facă mare lucru. El rămâne puțin sub acordul de piele, acolo. În rest, ce note mai are? Sunt listate foarte puține note. Nici nu trebuie mai multe, dar tot ce pot să vă spun că parfumul ăsta mă duce într-o zonă foarte faină de relaxare mentală. Deci chiar dacă parfumul ăsta este unul abraziv, chiar dacă parfumul este neconvențional, dur, hai să spun mai neprietenos cu simțurile, mie îmi dă o stare de liniște, îmi dă o stare aparte, îmi dă o stare pe care îmi doresc să o am în fiecare zi. Pentru că ăsta e adevărul. Dacă vrei și altceva în materie de parfumuri, vrei parfumuri non-generice, vrei, știu eu, parfumuri care să te ducă în alte zone, în afară de zona mainstream, ăsta este ceea ce cauți. Parfumul Oud Purșeic de la Cadlaj. Un masterpiece. Nici nu am alte cuvinte de laud. Deci un parfum excepțional din toate punctele de vedere. Încă de la sticlă, la calitatea blendingului, și până la miros și performanță, parfumul ăsta este de vis. Deci este un parfum de nota 10. 10 cu steluță. De ce nu? Un parfum foarte fain. Un parfum pe care mă bucur că l-am în colecție și sunt mândru că există așa parfum pe lumea asta. Ăsta și Oud Pur Rouge de la Cadlaj din gama Oud Pur sunt preferatele mele. Ar mai fi Mas Pur Narcis, Oud Pur Noble și altele. Performanța acestui parfum este una monstruoasă. Deci dacă nu te speli, dacă nu faci duș, 24 de ore nu scapi de miros. Atât e de concentrat, atât e de puternic. Mai mult de 2 jeturi, hai maxim 3, deja este prea mult. Este sufocant. 2-3 jeturi pentru a avea un miros îndelungat sunt mai mult decât suficiente. Pe lângă longevitatea asta monstruoasă de 24 de ore, avem și o proiecție nebună 6-7 ore, după care până în 10-11 ore proiecția există, dar mai scade din intensitate, dar tot o ai. Abia după 12 ore deja nu mai ai proiecție, îl simți doar așa pe post de skin scent, îl simte doar persoana iubită sau cei care îți intră în spațiu personal. Parfumul ăsta e făcut să deranjeze, parfumul ăsta e făcut să facă gălăgie, să se simtă că ai ajuns, că ți-ai făcut prezența. Ai și un siaj, deci poți să parfumezi bulevardul, autostrada. Deci dacă mergi pe jos pe autostradă, ceea ce nu-ți recomand să faci, poți să parfumezi autostrada. Ăsta e adevărul. Este un parfum overpowering, este foarte puternic, este făcut să fie puternic, intenționat este făcut așa. Pentru că și Oud Pur Rouge este la fel, și Oud Pur Noble, care este
clonă de Baccarat, singura clonă, mare atenție, din gama Eau Pur. Dar sunt făcute să facă gălăgie parfumurile astea. Sunt foarte, foarte, foarte puternice. Dacă ai grijă cât pulverizezi, adică 2-3 pufuri, asta depinde de tine, o să-ți fie bine. Dacă pulverizezi mai mult, o să simți cum o să-ți usuce gâtul. Pentru că așa de tare proiectează, îți proiectează până în gură. Proiectează până în gâți, dacă e să vorbesc așa mai plastic, să mă exprim plastic. Efectiv, rămâi fără salivă de la parfumul ăsta, dacă, pentru că pielea respectivă este foarte uscată, este foarte dură, foarte... Îmi place foarte mult. Deci, din punctul meu de vedere, este chiar mai bun, deși nu se pupă, este chiar mai bun decât Gucci Guilty Absolut. Vă spun că se poate de sincer. Este extrem de bun. Și are foarte puține note, dar mirosul aparține zonei industriale, 80%. Deci 80% din durata lui pe piele te trimite în zona industrială, se bate cu tine și cu capul tău și te trimite și în zona spirituală. El știe ce face, poate pe tine funcționează altfel. După câteva ore bune, adică, nu știu, vreo 15-16 ore, o să simți că el se transformă într-un vin, într-un miros de vin. Așa miroase. Deci, practic, se transformă într-un miros de vin dulce, licoros. Fantastic mirosul ăsta. Deci, cum se transformă dintr-un miros de piele în miros de vin, nu știu. N-are nicio notă care să te trimită în zona vinului. Sincer, n-are fructe, n-are, știu eu, alte mirodenii care să te trimită în zona mirosului de vin. Și mai miroase așa cumva, asta e așa ca un side effect, a ceva gumă, dar gumă de fructe, gumă de fructe pădure plus gumă de fructe exotice, dar asta chiar spre finalul purtării, deci chiar vei simți mirosul ăla. E ciudat pentru că pornește din zona asta acordului de piele abraziv, industrial, în combinație cu udul ăla spiritual, oriental și te duce până la urmă, până la finalul călătoriei spre o gumă delicioasă de tip Hubba Bubba. E ciudat, sincer, nici n-am alte cuvinte, dar asta îmi dă mie. Și asta este performanța. De cel mai longeviv parfum, unul dintre cele mai longevive parfumuri pe care le am în colecția mea. Sunt mândru că l-am, bineînțeles, niciodată nu l-am lăsat mai mult de, știu eu, 12 ore că am făcut duș. Da, există și un impediment aici, există și un minus. Mirosul, având în vedere că durează atât pe piele, poate deveni plictisitor, agasant, redundant și te poți satura de el la un moment dat. Eu am și prost obiceiul de mai da mai mult de 3-4 jeturi, da, și îl simt cu fiecare respirație, deci asta se întâmplă. Recomand parfumul ăsta atunci când vrei, atunci când te decizi să porți parfum, recomand parfumul ăsta atunci când vrei să showcase, deci dacă lucrezi în domeniul high-end, dacă lucrezi în zona de vârf, hai să spun așa, directorial, îți recomand să încerci parfumul ăsta. Pe cât este de industrial, pe atât este de elegant. Sincer. Clubbing nu, vară nu, știu eu, turist de litoral categoric nu. Deci undeva de primăvară, toamnă și iarnă. Asta dacă vrei să încerci și alte parfumuri, cam atât. În rest, nu pot să-l recomand decât foarte restrictiv, pentru că parfumul ăsta este unul restrictiv în sine, n-am ce să mai mult de atât. Este un parfum pe care îl porți pentru tine, pentru plăcerea ta, pentru pasiunea pentru parfumerie, pentru că vrei să fii, să încerci și alte zone, pentru că te-ai plictisit de zona generică a parfumeriei și vrei să explorezi alte zone neconvenționale, necunoscute. Un parfum foarte dur, dar foarte bine blenduit, un parfum pe care eu îl iubesc maxim. Wow! Eau Pur Shake de la Cadlaj primește fără îndoială nota 10 la toate capitolele. Performanță, miros, blending, calitatea sticlei și impresie generală, un parfum pe care vi-l recomand. Îl puteți găsi la Dubai Collection, deci dacă vă hotărâți să cumpărați așa ceva, dați o geană pe dubaicollection.ro, o să vă las și un link în descriere și o să puteți să-l cumpărați de acolo. Un parfum senzațional, alături de toate parfumurile din toată gama. Eau Pur. Cam astea ar fi impresiile mele în ceea ce privește frumusețea acestui parfum. Îți mulțumesc că te-ai uitat și la acest clip și ce părere despre Cadlaj, ce parfumuri deții de la Cadlaj,
și scrie-mi orice în comentarii ce se leagă de parfum. Îți mulțumesc că te-ai uitat și la acest videoclip și până data viitoare, toate cele bune. Pe curând!